Din sursele noastre se pare că și Chindia și Fece, Marea Mureș, Baia Mare, câștigătoare ale seriilor, Ligia, trei au mari șanse să evolueze din toamnă în eșalonul superior. Decizia finală și, sperăm noi, acordarea dreptului de promovare va aparține comitetului executiv, următoarea ședință fiind programată luni 20 iunie. Chindia va mai avea totuși de parcurs un pas important chiar și după eventualul verdict favorabil al comitetului executiv, admiterea dosarului de licențiere pentru Liga a doua, procedură care se anunță extrem de interesantă, având în vedere că procesul de licențiere pentru eșalonul secund se va efectua în premieră în această vară.